Primăria municipiului Suceava prelungește gratuitățile la încărcarea mașinilor electrice de către persoanele fizice la cele 28 de stații amenajate în 2018, 14 standard și 14 rapide, până la data de 1 ianuarie 2025. Anunțul a fost făcut de Lucian Harșovski. Gratuitățile sunt acordate persoanelor fizice care au domiciliul și care au înmatriculat autovehiculul electric sau hibrid pe raza municipiului Suceava. Harșovski a arătat că încărcarea se va face în baza cardurilor eliberate de primăria Suceava. Cele 28 de stații de încărcare construite în 2018, a amintit Harșovski, au fost printre primele din țară și au fost realizate cu fonduri elvețiene. Gratuitatea la încărcare expiră în data de 29 martie 2023. Viceprimarul Harșovski a precizat că în privința stațiilor de încărcare ultrarapidă, primăria Suceava va introduce un tarif atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, de 1,44 de lei per kilowatt-oră. Am sprijinit și vom sprijini în continuare aceste autovehicule electrice, în așa fel încât locuitorii municipiului Suceava să-și achiziționeze. Știți dumneavoastră, statul român oferă undeva în jur la 10.000 de euro pentru o mașină full electrică sau hibrid plug-in undeva la 5.000 de euro. Noi oferim încărcare gratuită, în momentul de față, pentru toate tipurile de entități, persoane fizice sau juridice. Oferim gratuitate la parcări și, bineînțeles, taxe zero sau 50% reduse pentru plug-in hibrid. Am avut prima oară 28 de stații de încărcare date în funcțiune în 2018 în programul de cooperare elvețiano-român, 14 standard și 14 rapide. Și, bineînțeles, avem prin Ministerul Fondurilor Europene depus, avem încă alte 14 puncte de încărcare rapide și ultra-rapide. Acele stații care erau oferite prin programul elvețian au avut gratuitate 5 ani. Gratuitatea acestor vehicule expiră pe 29 martie 2023 și vă spun că începând de astăzi avem în dezbatere publică un proiect de hotărâre care va trebui să fie aprobat la sfârșitul lunii martie în ședința de Consiliul Local, în care vom spune exact și reglementa modul de funcționare al acestor stații. Propunem prelungirea gratuității la cele 28 de stații de încărcare până la 1 ianuarie 2025 pentru persoane fizice, mă refer la cele normale și rapide, cele 28 montate în 2018, pentru autovehicule electric sau plug-in hibrid și, bineînțeles, încărcarea se va face tot pe baza cardurilor eliberate de primărie. În ceea ce privește stațiile de încărcare ultra-rapide, vom introduce un tarif atât pentru persoane fizice cât și persoane juridice, mă refer la cele 14 puncte de încărcare pe care le avem acum instalate în diferite locații ale municipiului Suceava și calculele făcute de colegii mei arată un preț undeva la 1,44 de lei pe unitate. Unitatea egal preț se poate transforma în prețul de kilowatt încărcat. Accesul la aceste stații se va face în baza unei aplicații oferite de cei care au montat stațiile și, bineînțeles, vor avea nevoie de carduri bancare.